Bună ziua, dragi copii! Eu sunt Emma Patrici și vă invit să vorbim despre despărțirea cuvintelor în silabe. Vă prezint doi spiriduși, Ninu și Nina. Ei învață să despartă cuvintele în silabe. Haideți să învățăm cu ei! Ninu și Nina se joacă de-a cuvintele. Vor să așeze la oaltă piese de puzzle pentru a forma cuvinte. Nu prea reușesc să construiesc un cuvânt, spune Ninu. Ce este scris pe cele trei piese pe care le ai? Întreabă Nina. Re, p, du. Hai că nu e greu. Ai trei silabe și poți forma un cuvânt. Încearcă. Bine, voi încerca. Gata, am găsit. Pot forma cuvântul p, du, re. Bravo! Ai reușit! Nina, ai spus că am trei... Nu mi-amintesc ce ai spus. Ai trei silabe pentru a forma un cuvânt. Iată cuvântul obținut de tine. Pădure. Pă-du-re. Cuvântul are trei silabe. Știi ce este silaba? Silaba e ca piesele tale de puzzle. Este o parte dintr-un cuvânt. Ea este formată din unul sau mai multe sunete ce se rostesc printr-o singură deschidere a gurii. Despărțirea în silabe ne ajută să pronunțăm clar cuvintele. Îți dau câteva exemple. Casă. Ca să. Cuvântul casă are două silabe. Poveste. Po-ves-te. Cuvântul poveste are trei silabe. Ca să arăt cum se desparte cuvântul în silabe, când îl scriu pun o liniuță între acestea. Pălărie. Pă-lă-ri-e. E ușor, nu-i așa? Ascultă, Ninu. Îți spun un secret. În fiecare silabă există cel puțin o vocală. Hai să despărțim în silabe cuvântul casă. Ca, să. Fiecare silabă are câte o vocală. În prima silabă se află vocala A, iar în a doua vocala E. Ninu, desparte și tu în silabe cuvântul școlar. Șco, lar. În prima silabă se află vocala O, iar în a doua silabă se află vocala A. Ninu, fii atent, îți mai spun ceva foarte interesant. Vocalele pot alcătui singure o silabă. În cuvântul apă, a, p, prima silabă conține un singur sunet, vocala a. În cuvântul prieten, pri, e, ten, a doua silabă este chiar vocala e. Nina, îmi place, am învățat ceva nou. Nina, câte silabe pot avea cuvintele? E bună întrebarea ta, Ninu. Cuvintele pot avea o silabă sau mai multe. Să despărțim în silabe câteva cuvinte. Zi. Cuvântul zi are o silabă. A, P. Apă. Cuvântul apă are două silabe. Pri, E, Ten. Prieten cuvântul prieten are trei silabe. Rân, du, ne, le. Cuvântul rândunele are patru silabe. În, vă, ță, toa, re. Acest cuvânt are cinci silabe. Putem căuta mai departe cuvinte formate din șase sau șapte silabe. Ninu, știi la ce mai folosește despărțirea în silabe? Când scriem, dacă un cuvânt nu încape în întregime la sfârșitul rândului, îl despărțim în silabe. Am scris propoziția e luna octombrie. Am despărțit la capăt de rând cuvântul octombrie. Am scris prima silabă pe primul rând, am pus o liniuță, iar pe celelalte silabe le-am scris pe rândul următor. Prieteni ai spiridușilor, nu uitați că despărțirea cuvintelor în silabe ne ajută să pronunțăm mai clar anumite cuvinte pentru a fi mai bine înțelese de către ceilalți, ne ajută să scriem un cuvânt care nu încape în întregime la sfârșitul rândului, și ne ajută să descoperim ce sunete conține un cuvânt. Copii Exersați acum și singuri despărțirea cuvintelor în silabe. Folosiți următoarele cuvinte: pom, frunză, peisaj, verdeață, dimineață. Scrieți cuvintele pe caiet, apoi verificați-vă. La revedere!